Metaforic vorbind, pot să afirm cu certitudine că în dimineața asta ne bucurăm de prezența regelui lirismului, ce este vorba de compozitorul Vlad Mircos, ce a venit însoțit de două domnițe talentate, Daniela Bejan și Maria Codreanu. Daniela este deja în scenă. Audiție plăcută! Coboară murgul la fereastra mea, e ca un vis ușor. Știu că amurgul mi-va șopti ceva și simt adânc un fior. Știu că fiorul are chipul tău, știu că aștept ceva mereu. Și că aduci din spații dragostea a mea și a ta. Din lumină mi-e dragostea, între floare și un fulg de nea. Steaua arde adânc pe cer și spasărea în zbor. Se tot zbucium în jur cu lor, între canii în valsul lor. Sul tău îl aud ușor, mă cheamă visător. Ne-mbrățișează un freamăt alb duios și se aud viori. Și viața toată par un vis frumos pe drum de dor arzător. Și mă-nvior la gândul că ar putea să fugă în umbra nopții undeva. Iubirea noastră că s-ar depărta și s-ar destrăma. Din lumină mi-e dragostea, între floare și un fulg de nea. Steaua arde adânc pe cer și spasărea în zbor. Se tot zbucium în jur cu lor, între canii în valsul lor. Pasul tău îl aud ușor, la geamul meu bate-ncet și alerg să-i spun că l-aștept. Daniela Bejan trăiește din plin zborul plăcerii prin creație. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mă bucur să te revăd, la fel de visătoare, la fel de optimistă și talentată.